O mireasă a primit la doar câteva zile de la nuntă o veste care urma să-i schimbe viața. Femeii în vârstă de 29 de ani s-a spus că suferă de o boală rară. La scurt timp după ce aceasta s-a căsătorit, femeia a aflat că mai are doar câteva zile de trăit. Aceasta s-a adresat pentru prima dată medicilor în legătură cu simptomele sale în 2018. Inițial s-a crezut că tânăra de 29 de ani suferă de sindromul vărsăturilor ciclice, iar apoi a fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice. Femeia suferea în realitate de o boală mult mai gravă. În ianuarie 2023, aceasta a fost internată la un spital unde a fost diagnosticată cu carcinom ovarian mucinos, un tip rar și agresiv de cancer ovarian. Ea mai are acum doar câteva zile de trăit. A aflat teribila veste la scurt timp după ce a oficiat nunta. Asta este pentru conștientizare, conștientizarea cancerului de coluterin, conștientizarea autocunoașterii propriului corp și conștientizarea faptului că medicii nu au întotdeauna dreptate, conștientizarea faptului că chisturile ovariene nu sunt întotdeauna frecvente. De-a lungul anilor, femeia s-a confruntat cu dureri abdominale, senzația de balonare și cicluri menstruale neregulate. În urma unor analize, ea a descoperit că are un chist ovarian de 14 cm. Chisturile ovariene pot fi comune și de obicei dispar de la sine, dar orice peste 5 cm este îngrijorător. Primul meu a fost de 14 cm, al doilea de 16, iar cel recent a fost de 20 de cm. În decembrie anul trecut a trecut printr-o intervenție prin care a fost extirpat ultimul chist. După mai multe luni de chimioterapie, femeia a aflat că are nevoie de îngrijiri paliative, relatează știrile ProTV.ro.